2010. Ședința este publică în comunitate, poate vă trebuie noua neapărat de administrație publice locale și convocată în discuția primarului în 41.2018. La primarul de regea pe domnul a constat că suntem statutari. Este domnul Marius Mișan, a cărui solicitare de învoire a primit telefonic. La domnul Marius Mișan, care a primit personală. Și domnul Mălteanu, pe care l-am văzut. Din jos, din jos. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Bunăvoi, ședință ordinară pentru data de vineri 19 ianuarie 2018 și ora 11 ca și pentru data Comunei Bunăvoi, următoare ordine de zi. Ordine de zi. Proiect de hotărâre. Bravo. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal la ședință ordinară din data 22 decembrie 2017. Inițiator, domnul primar, Marcea Valerie. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acționării serviciului de consultanță, asistență și reprezentanță juridică în instanță delegată a OAT Comuna Bunăvoi în anul 2018, inițiator primar Mihalcea Valerie. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului financiar de anul 2017, inițiator primar Mihalcea Valerie. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asociat de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare bancării. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin poziționarea gestiunii serviciului de acoperare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, inițiator Mihalcea Valerie. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2018, inițiator primar Mihalcea Valerie. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2018, SC, Serviciul Public Local de Gospodărie Comunală a Comunei Bunăvoi, SRD. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019, inițiator primar Mihalcea Valerie. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii din domeniul privat al Comunei Bunăvoi a suprafețelor de 1.368 metri pătrați, 2.020 de metri pătrați teren neagricol extravilan și invernal, situați în zona Grădinița Pătrășcani, satul Bunăvoi, Comuna Bunăvoi, județul Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general al investiției alimentare cu apă a localităților Temelia, Coordinata, Mopăcești, Dumbrava și Cap, Comuna Bunăvoi, județul Bacău. La 11. Diverse. O să propun suplimentarea. Avem suplimentarea cu ordine de zi. Prima dată punem la supun la vot ordine de zi. Cine este pentru? Așa cum este ea. Dar ce nu unanimitate? Avem o suplimentare a ordinii de zi. 3 punct. Care le-am primit în 16-a aprilie a 2018 pentru adresă de la Asociația de Mutare Industria Comunitară a Bacăului, de cei care se ocupă de alimentările cu apă. E vorba de proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pe 4.000 de lei și aprobarea master planului pentru apă și apă uzată pentru adăugări și de zboară. Și a treia, la hotărârea Consiliului Local 70/2017, am aprobat implementarea proiectului de sigurul este avut pentru Comuna Bunăvoi. Aceasta conținea două anexe. Una din ele era numărul de beneficiari, iar cei de la AFIR solicită și numărul de agenții economici care beneficiază de proiect. Probabil pentru a vedea dezvoltarea economică a zonei. Astfel, anexa 3, care se conduce astăzi, prin două hotărâri de Consiliul Local, va completa și modifica hotărârea Consiliului Local 70 cu lista agenților economici care vor beneficia de cine este cu de acolo? În anumitate. Deci, de acolo, la ordine de zi. Numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal. Numărul 2. Ceva cu discuții, ceva? Nu. Cine este pentru? În anumitate. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției din serviciul de consultanță. Așa că cu domnul primar. Comentarii, discuții? Doar atât ca să menționez. Avem pe urmă 482 de dosare, 200 de dosare,
din discuții se vor rezolva până la finalul acestui an și situația rămâne având turism de profesie și de obligație să avem o abilitate acumulatură în cazul care de am mai virat încă 30 de mii
încet, încet, ne apropiem de suma. În 2007, da, dar în 2018 era încă 30.000 de euro. Bine, dar contul în 2007. Anul 2007. Noi vorbesc că ăla sunt în jur de 1.000 care m-au adicat contravaloarea prestării de serviciu la noi menajer. Cum vin la primărie, nu trece de absolut până în fiecare de urmă. Normal. Aici trebuie să renegociat de următoarele lucruri. Și am spus-o și celor de la Tis, am spus-o și președintelui Consiliul. Normal. Familie. Consilierul este unul. Dau un exemplu. Mișu Ciocea, pe o singură familie pensională, pensie de 2000 de lei, este singur. Scoate un singur portan, 225 de lei din fiecare săptămână. O altă familie care a venit la noi în comună, de exemplu, 13 membri, nu are 13 portani care are 125 de lei. Dar trebuie de 13 ori mai mult. Scoate un singur contan și plătește de 13 ori mai mulți bani. Consider că nu este corectă distribuția plății la acest noi menager, pentru următorul hotărâre. Aceste familii sunt cele mai vulnerabile din toată comuna, cei mai sărați. Niciunul nu lucrează. Cum să iei acest lucru? Nu are nici contact cu mine, nu? Au copii la școală. Sunt considerente pe care eu le voi mai ridica de fiecare dată când merg la ședințele MADIS. Aș vrea ca și din Consiliul Local, sau cum se depăta, sau cum o contată, să meargă împreună cu mine la aceste ședințe. Să știți că, datorită poziției mele, care eu cred chiar principială și corectă față de comună și de cetățenii din comună, am fost vizitat de 5 ori în 2 luni de zile de plata de mediu. Nu vă spun că se vin și spun, le sunt obligat să dau amendă. Mă obligă de sus să dau amendă. Și cum să simt, eu trebuie să aduc argumente că noi suntem o comună de cetățeni civilizați, să spun că viceprimarul cu anul nostru social colegăm în fiecare zi. Și încercăm să lăsăm comuna și să găsim în fiecare zi curată. Nu este corect să se trimită Direcția Sănătate Publică, gospodărirea faptelor în control, în condiții până la noi. Chiar este, cred, destul de curată comună. Cetățenii au înțeles că fiind la țară, frunzele crezi. Le depozitează undeva în grădină și este noi nu de salariu. Cetățenii au înțeles că suntem într-o postură inedită și chiar, să fiu sincer, m-au sprijinit. Dacă privim de la fost de la canal și cum la doaia, eu vă spun sincer că chiar am place cu mici de știință. Da? Până la bază la urmă, dar în postură în șanțină, o secundă, vă dau răspunsul și aici. Dar când mergeți la urmă, vă rog să priviți acolo. Iar eu n-am primit, trebuie să primesc oameni de la ceea ce spune dumneavoastră, cei de la Unesco ar trebui să primească 700 de milioane de euro. Da. Cam asta ar fi, eu voi preda totdeauna, voi preda totdeauna, pentru ca noi să ne punem în vedere așa cum trebuie și cetățenii să nu putem această lucrurile. Unul că este clar, acest serviciul se va relua, cred eu, în punctul date de 15 februarie. Mulțumesc! Aici ne-am ce se va întâmpla în momentul când se va relua în 15 februarie acest serviciu de achiziționare a deșeurilor? Sunt foarte multe voci la nivel de comunitate care sunt cam așa ce vom face cu acele luni de decembrie, ianuarie și în mult noiembrie, dacă au venit. Cum... I-am spus pe anul trecut decembrie și noiembrie și plus ianuarie care a venit în 2018 și ei spunea așa, domnule, că noi cum să plătim un serviciu care nu face exact ceea ce s-a spus puțin mai înainte. Și pe bună dreptate, cum vom putea să le dăm un răspuns?
o comunitate. Da? Noi suntem o comunitate mică. O parte aflatorie, de ce trăgeată. Foarte de aflatorie, a 30. Pârghile stau în urmă. Pârghile stau în cei 7 ani de acasă. Eu am întrebat în momentul pentru cei 70%, nu pentru cei care sunt eu stabil, nu sunt în fără. Nu avem soluții deocamdată. Dacă dumneavoastră vă găsește, nu sunt în fără. Veți întâmpina acea problemă când va veni cu apătii. Pentru domnule, eu pentru că el nu are plătesc. Și ce puteți să-i face de punct de vedere legislativ? N-aveți cum, că nu se poate plăte. Nu puteți să obiți ca mi-e pe la voi. Da, sunteți foarte bun, dar ați găsut la celălalt. Vă dau să știți contractul. În contract se stipulează. Foarte clar, în condițiile în care comunitatea cetățenilor de Gura Voinului își achită cotizația, nu îi se facturează non-stop. Da? Exact cum veniți la eu. Dacă nu achitați, acolo vă taie. Dar nu e aici, nu te-a face altceva, mă duc. Mulți au vedeți ce nu mă duc la cei la care în casă îmi bani, da? Cum vedeți dumneavoastră? Ce fac ceilalți care au plătit la mâncă? Care au achitat, care nu. Final, mă duc și eu la cei care au achitat. La poliția locală, inspectorul de mediu, merge din mașina, a achitat, e domnul, nu a achitat, să facem în curte. Ce face acel cetățean? Ce face acel cetățean cu noi? O singură întrebare, o să mai duc. Care este răspunsul? Faceți un raport, dumneavoastră, pentru toată la ședință, ca să fie fărătorile, cât sunt neachitați? Cât ați achitat să nu, pentru că dacă o punem așa, dar eu voi plăti. Sunt unul din primarii
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea titlului serviciu de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, Țeatău, domnul primar, domnul Mihai Ceva de Lima. Aici este documentația aferentă de referire la titlului serviciu în proiectul să după aia la urmă cu un tip de care nu trebuie de primării. Va avea că dacă au urmări sunt cele două de după aia. Și noi ce tine de ce la voi a fost câștigată licitația de către SCE Consumatorul cu asocierea de aplicare în ajutare SCE au aici un timp stați de transfer, se va colecta selectiv în sensul următor. Tot prețul care va fi în cădrirea selectivă și tot la bancul acela doi doar ce vreau selectiv. Mai departe să vă spun documentația de ce. Să vă mai spun domnul magistrat consilier, când e problema, nu tot zic, bravo primar, bine ridici problema, dar nu tata așa stau toți primari așa. La susținere. De ce nu se ridică toți? Fiindcă sunt domnul primar.
Ce nu s-a înțeles, nu s-a înțeles de către doamnele și domnii de profesori, că nu au voie să depășească fondul de salarii. Nu vor avea salarii prin multe bine 3 luni. Doamnele, nu se prezentate în conștiția de azi. Doamnele, nu se prezentate în conștiția de azi. Eu le-am dat exemplu foarte clar și primăria a dat în desfere cu echipurile materiale cu 10% nebunătatea, necondiționată. Nu avem voie să angajăm decât parte conțert 2 pleacă cu 1 minute. Dacă pleacă mai sunt, mai dată. Asta e când cel mai mult ca să ne angajăm în fondul de salariu alocat. Oamenii pot vedea ce vor face. Noi am spus aceste probleme, s-au menționat în procesul de bază ce am încercat noi să păstrăm școala de medii. Este inuman să anulăm această activitate în acea școală, că știi ce înseamnă școală, dar lăsăm în părăsire și înseamnă și cheltuieli suplimentare, să aduc copiii la temerie la laboratorie sau la temerie. Domnul Dorin mi-a făcut poziția tânsului și, în principiu, cam asta. Apropo de școală, uiteam într-o zi la televizor în zona Gorjului. Trei elevi, unul în clasa 4, unul în clasa 2 și unul pe școală. Și aveau școală și învățătoare. Și asta este doamna trecută. Și funcționează. Cu trei elevi. Deci învățătoare nu avea să fie stanța. Ar trebui să nu mai aibă valoare din cheltuiele, să trebuie să depășească. Deci, de dumneavoastră, deci nu desfințe, nu este peste strunt la desfințe. Dar apoi și-au văzut că nu trebuie să fie stanța de școală. Păi ce spune asta o să fie? Ce desfințe, nu desfințe. Vedeți, domnul președinte, am văzut pregătit în oblic. Deci ce au economia asta locală, s-a înțeles de lucruri, s-a înțeles de și pentru că în momentul când i s-a dat la libere la anumite instituții, sau mai bine zis, să-și facă treabă. Ei nu se gândesc la acel plan paste mâini, cum se zice. Se gândește în momentul, în salariul meu, să crească cât mai mult, dacă se poate, se gândește mai puțin la ziua din mâini, care, într adevăr, este tragic. Învățământul ar trebui să nu aibă valoare de cheltuieli, pentru că stai și gândești doi copii ca să nu de la capăt, dar să-i duci numai la vorba voie, nu dacă îți convine. Că dacă stai și tragi din câte care fiecare ciclu și propusa cu cinci ani, nu poți mai mult dacă ții un profesor acolo. Asta nu o stabilim. Noi o stabilește Ministerul Învățământului. Este problema dânșilor. Unul nu este clar, de la ce coloca, nu se poate coloca niciun leu. Nu pe acest salariu. Ce putem noi aloca, o spuneam și am mai spus-o, putem aloca pentru transportul profesorilor, putem aloca pentru nivelul de școlare, salariu, asigurările, putem aloca pentru piese, pentru reparații, da? Și, după mine, consider că putem să le mărim aceste cheltuieli ca să nu mai suporte dânsii și din alte. Da? Mai are cineva să spună? Nu. Nu se prea apropare aici? Nu am nimic de aici. Le-am făcut domnul Bucur. Dar eu vreau să spun prin tine. Ce altă dai cu ea? Am conformatism în inspectorat. Proiectul de lege privind ocuparea publică în domeniul privat al Republicii Moldova a suprafețelor de 1368 m² și 2020 de m² teren neagricolizat și intravilan, situat în zona grădiniței Pătrășcan, satul Ravăi, comuna Goravăi. Aici e vorba. S-a făcut cadastru la grădinița de la Pătrășcan, sunt două. Sunt pașii normali. Eu nu sunt aici, nu e corect.
Da. Mai are cineva? Nu. Spus pe aprobare? Da. Cine e pentru? Unanimitate. Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea deviziului general la investiții cu apă, alimentare cu apă, a localității de medie, a funcționat cu societul groază și cap. Domnul Bărbaru? Eu vă răspund. Domnul Bărbaru? Scurt. În momentul când s-a vorbit, când s-au făcut licitațiile, TVA era 20%. Între timp, nu, s-a diminuat un proces. Suntem nevoiți să reamintim TVA-ul, la TVA-ul există. La Ministerul de Recuperare cum vom la Anexa 3. Apoi, anexa 3, anexa 3, anexa 3, să fie la ultima virgulă pe ce s-a licitat și TVA-ul. Mai e cineva ceva? Nu. Când mergem pe scurea aprobare? Da. Am vorbit cu decizii ieri. Când te permite vreneam, vorbării, am înțeles că au potențial foarte puternic. Da, e foarte puternic. E stabil din mai multe decizii. Ce este sănătate? Da, deci este clar, se apucă de pe aici, va acuma pregătirea de bucăția de șantier. Au primit un lucru de locație de bucăția de șantier. Vom face mai multe locații. Dacă banii la la eventual la capăta, la grădinița, acum am putea să se speculăm. Da. Cine este pentru? Unanimitate. Bun. Acum trecem la suplimentare. Majoritatea invite noi ca să vă cea vrea
avem sumele necesare pentru căminul din Brava, sau în Brașov. Avem sumele necesare să plătim tot ceea ce avem. Vom face lucrurile sanitare la Dumbrava, vom face terenul la Dumbrava, vom face cu beton și cu un sintetic și încercăm să creăm în buget la fotoși la teren de sport, cu părturile aici, la temelia, vom face din banii noștri. Să termina școala la temelia, stă de atâția ani, numai decât sunt primarul meu, de când sunt eu primar, mă judec și tot n-am terminat încă, dar suntem în stadiul în care firma nu mai poate depune alte probe la dosar, suntem în stadiul în care și chiar dacă ne vor da bani înapoi, ne vor da după ce nu-i pot aceea sumă. Ne dăm noi pentru încălzirea ca să fie așa cum trebuie, vom aloca bani la școală pentru ca să obținem autorizări pe SEI. Da? Sunt obligatorii la toate școlile și le vom face. Școala la temelie se poate obține determinată, dat un dat curatorii, da? Terminând câteva perioade, bineînțeles, de vară, asta a însemnat, deschide perspectiva, ca și temelia cu autorizări în cursul acestui an. Cred, cu toată convingerea, că și cu bani care avem fund de lume, diminuând cheltuielile, și chiar vă rog, ca tuturor celor care vă treabă să știe că chiar facem economie, am trebuit să iau eliminatul pentru perioada cât este zăpadă, vedem pisica la jumătate de kilometru, dar nu are o serie de bani. Vom face de așa natură ca în momentul în care observați în curte și basculanta și bulto sunt pregătite în basculanta de mezan de la pampuri, pe traseu avem grămezi de antiterapan, vom face așa fel ca în momentul când statul de zăpadă depășește 10 cm, nu ca acum 6-7 cm, nu vă spun ce era pe Facebook. Nu cheltuim și nu plimbăm utilajele prin comună de dragul de a ne plimba. Eram copil și făceam pătica printr-un tunel. Și acum, da, ne ajută și Dumnezeu, așa este, nu mai trebuie și de alte mecanuri. Sper că toată convingerea, că va fi un an bun. Fii și la cheltuirea, eu vă doresc pe toată inima Dumnezeu. Ar mai fi un problem, tot în nu putem preda totul. Nu, haideți să vă spun. Iar este o veste bună. Am pus puțin pentru alte semințe. Avem bani deja pentru copii. Avem bani pentru prima dată. Vă spun eu că așa este, da? S-au mai luat din Austratic. Deci au luat din Austratic. Aia. Au mai luat și în bilioni. Au scos și în bilioni și în sub. Aici am parte de sub. Sunt din paternate, care trebuie rezolvat. Eu zic și după aia, cum este și altul nefundat. Eu zic dacă puteam preda, luat legătura cu unii știu, dacă putem preda, drumul n-am mai avea treabă cu el. Îl preia. Au venit din ultima oră și se poate să duc. Iau de pe eu și îl preia. Deocamdată, nu avem posibilitatea să vedeți. De ce? Noi de practic de prins, la bani. Dar oricum le dai și dacă le dai și dacă tu tot le dai. Eu m-aș putea să când dau rost, puteam să te înșelam. Să îl plătim, chiar dacă plătim noi, dar să scăpăm din el, că îmi bagă mai mai discoară. Da, este o idee. Da. Domnul Florin. Voi încercați să vedem cu primarul de la Odessa. Ce e din Consiliul Local? Ei au venit, au văzut toți, domnule, dacă ne-l prindați noi în loc. Eu ca să fiu ce chiar m-a spus. Că banii dăm locuri. Aia e dăm locuri. Nu se mai întrecătorească. Plus că mai dispar multe parmoare. Da. Tot anul ăsta vom face cadastrare gratuită la 1000.
sesizările și sustituțiile făcute de vreme ca să putem să ne vinem. Acolo va fi permanent un loc în care noi trebuie să investim pe el. Numai Dumnezeu se duce două, trei ori de săptămână să vezi dacă s-o mai curat o casă, dacă nu este capul, aia s-o mai făcut cuvântul, s-o mă lua o tablă de acolo, un acoperiție, nu are ce. Sunt cereri, dar la o sumă rezonabilă. Cum e acum 2-3.000 de euro, nu dă nimic de prăpă de mine aici, ca să acolo. Dacă mai trebuie 3.000 ca să fac. Sigur, nu e atunci. Tot nu e atunci. Deci sunt perspective bune și chiar mă bucură că eu cred că și dumneavoastră nu vă displacă și vă iubește de care îi bine putem da un domnul Bonar. Domn Grigore? Da. Câțiva mărișori să mai pune într-un banul în gata la părinte la școală. S-o mai lucru. Nu tot pe stația de autobuz aici, și aș numi că măcar capul ăla,
prezentare. Ca să vă spun ce am făcut, exact cum am făcut și cu autobuzul. Notificare la cu autobuzul, la prefectură, la ședințe de la toate alea, fiind la potenția consumatorului, la tot ce a făcut, și am văzut că s-au îmbunătățit condițiile de transport, alte vigeuri și alte cățenilor, s-au îmbunătățit, au venit la autobuze, au băgat la orele de urmă. Ei, acum le-am făcut plângere scrisă la Direcția Județeană de Drumuri și la prefectură. Vă lua măsură, dacă nu, câștigăm tubul, că noi trebuie să plătăm, că e două mașini.